La Nața lumea pleacă la drum, în fiecare vineri ne înghesuim un pic pe drumuri și de foarte multe ori ne mai uităm ba pe geam la asfalt, ba în sus la cer, că poate ne ajută Dumnezeu. Colegii de la Observator au pornit o campanie foarte interesantă. Avem o țară, cum ajungem la ea, așa, într-un simplu text. Am doi invitați. Unul dintre invitați este reporter Observator, a mai fost pe aici, este și inițiator al acestei povești. El este Cristie Popovici, a venit cu Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Și înainte să aruncăm cu piatra, deși Alin suportă mult, mi-a zis pe pauză, pe Alin nu l-am adus să-l înjurăm, ci să ne explice un pic cum stau lucrurile, pentru că și el are o muncă, un birou, și el se străduiește să facă lucruri, dar cel mai important este și șofer. Da, și sunt șofer chiar profesionist din 1992, sunt în viață, de unde rezultă că drumurile din România nu sunt chiar atât de rele. Da, Doamne ajută să continuăm. Doamne ajută, și eu. Cristi, de ce v-ați strâns și de ce tragem un semnal de alarmă? Tragem un semnal de alarmă pentru că avem o țară frumoasă, da? Și cum ajungem la ea? Sunt foarte multe obiective turistice, sunt foarte multe lucruri interesante în țara asta și nu ajungem din două lucruri. Unul din cauza drumurilor și al doilea element din cauza nepromovării acestor obiective turistice. Astea sunt cele două mari minusuri ale țării noastre când vine vorba de turism. Noi am plecat în campania asta să arătăm lucrurile la care oamenii nu pot ajunge din cauza celor două elemente. Și am găsit niște lucruri foarte interesante, lucruri frumoase, însă până am ajuns acolo, efectiv, ne-am pus mâinile în cap și am avut discuții cu șoferi care și-au rupt mașinile. Noi, la finalul deplasării pe care am avut-o în Buzău, spre exemplu, a început să bată roata față din cauza gropilor. Am fost la service, acolo șoferul nostru a rezolvat problema peste noapte, însă patronul de acolo ne-a spus: stați că dumneavoastră sunteți norocoși, ați scăpat cu bine, stați că vă arăt eu care sunt problemele. Și ne-a adus seara trecută toate aceste bucăți de autoturisme pe care șoferii turiștii, el mi-a spus, acum îl cred și eu pe cuvânt pentru că mi s-a părut un om de treabă, sunt elemente de mașini lăsate de turiști acolo în urma deplasării în județul Buzău, pe drumurile județene. Sunt niște drumuri îngrozitoare acolo. Știu județul foarte bine, mașinile mele sunt toate pe Buzău, crede-mă, de-aia mi-am luat un camion, de fapt. Îți trebuie un tractor, ceva 4x4. Dacă vă vedeți bara sau planetara la televizor, să știți că ne-au fost donate de un cetățean, pentru că și voi le-ați lăsat ca la orfelinat, asta este. Nu e de râs, de atâtea ori strângem din dinți când luăm o groapă pe neanunțate. Alin a venit aici să ne spună în primul rând cum stăm în momentul ăsta și de unde trebuie să o apucăm să mai reglăm din lucrurile atât de grave. În primul rând trebuie să remarc și să întăresc ideea că aceste piese sunt de pe drumurile județene, nu de pe drumurile naționale. Okay. În ceea ce privește drumurile naționale, într-adevăr avem și zone cu deteriorări, dar trebuie să vă spunem că la o rețea de 17.000 de kilometri, aproximativ 2.000 de kilometri au deteriorări per ansamblu. Deci drumurile per ansamblu sunt practicabile. Nu spun că sunt foarte bune, dar nu sunt nici foarte proaste. Să spunem că au o viabilitate medie bună spre în unele zone spre foarte bună. Dar un fenomen pe care îl întâlnim din ce în ce mai des în ultima perioadă este nu numai situația nerespectării condițiilor de drum, ci și nerespectarea regimului de viteză, ceea ce provoacă de fapt aceste accidente rutiere. E bine, și asta am învățat-o din școala de șoferi, e bine să te și adaptezi la drum. În momentul în care, de exemplu, sunt lucrări și ai restricție de viteză de 30, de 40 de km la oră, nu este bine să încerci să forțezi, pentru că îți poți produce ție, în primul rând, daune, poți produce daune celorlalți participați la trafic, poți produce daune inclusiv lucrătorilor de RDP-ului din zonă, direcții regionale din zonă. Și avem un caz acum câteva zile în Vamă la Nătlac 2, un tir n-a fost atent și a lovit un lucrător de-al nostru. Adică încercăm fiecare să ne facem treaba fără să-l incomodăm pe celălalt. Mie îmi place cum ai zis, un tir n-a fost atent. Un tir n-a fost atent, că șoferul, ce să zic, Alin, se ținea de volan, ca să zicem așa. Alin, spune-mi, te rog, este vineri, astăzi foarte mulți bucureșteni vor pleca, familiile, prietenii vor pleca la mare. Da. Acolo sunt probleme pe drumul către mare, Autostrada Soarelui în continuare, este cu gropi, cu rosturile acelea care au ieșit. Așa este. Este vorba de sectorul București-Fundulea, nu este vorba de toată Autostrada A2. București-Fundulea este un tronson de cuprins între kilometru 12 și kilometru 36. Adică la ieșire din București, ca să știe toată lumea. Proiectul este făcut înainte de 89, proiectul. Execuția lui a fost derulată. Până prin 2004 s-a terminat un sector, până prin 2008 s-a mai terminat un sector, până prin 2011 și tot așa s-a tot întins această autostradă. Problema cu acest sector de beton este că, deși la vremea respectivă betonul era considerat o soluție foarte bună și foarte rezistentă și e, cam 15-20 de ani rezistă, în momentul în care apar deteriorări este foarte greu de întreținut. Și ceea ce vedem noi acum este de fapt deteriorarea betonului care este greu de întreținut. Practic ce se întâmplă? Acele plăci de beton se dilată, pentru că trebuie să știm, dilatarea betonului este similară cu dilatarea fierului moale. De-aia se și folosesc împreună. În betonul armat se folosește fier moale. Prima parte de Autostrada Soarelui A2 este făcută din plăci. Din plăci de beton. Și nu are legătură cu ce s-a făcut după, care este care este făcută pe terasament. În alte țări și în România s-a descoperit că este mai bine, mai util să folosești terasament cu geogrill. Deci încarci practic terasamentul cu pământ și cu anumite tipuri de balast și bagi între ele geogrill ca să mențină stabilitatea și portanța, pentru că, deși este mai puțin rezistent în timp, este mult mai ușor de reparat. Și aici avem un caz, știi foarte bine, avem în aceeași perioadă, acum săptămâna trecută, în zona Drajna s-a stricat, de fapt înainte de punctul de taxare de la Fetei, s-a stricat un terasament și în 2 zile l-am reparat, pe când aici, pe această zonă de beton, ne chinim de ani de zile să menținem o viabilitate. Când vom avea și noi o autostradă pe care să mergem întins de la București la Constanța, inclusiv sectorul acesta de 30 de kilometri sau câți kilometri? 40 de kilometri? Sunt aproximativ 30 de kilometri. Anul trecut am făcut o expertiză pentru a vedea ce putem să facem, pentru că nu poți să scoți chiar toată bucata de autostradă după care se construiește o nouă autostradă. Trebuie să o remediem aplicat la fața locului, cum s-ar spune. Anul trecut am făcut o expertiză, am descoperit că trebuie să frezăm pe o grosime de 8 cm și pe o lungime de aproximativ 30 de cm betonul. Vom veni după aceea, vom decolmata rosturile, pentru că rosturile sunt foarte importante. De ce? Permit dilatarea plăcilor. Se toarnă asfalt apoi? Da, se bagă între... Când, Alin? Când se întâmplă asta? Vor începe... Sperăm noi în septembrie se va lansa contractul în licitație. Dacă nu vor mai exista aceste nesfârșite contestații, să-l semnăm anul acesta și de la anul să ne apucăm acolo de lucrări. Iar lucrările vor dura 3 ani și mă veți întreba de ce 3 ani, vă spun pentru că... 10 km pe an, e foarte simplu, zic, nu? Încercăm să ne strecurăm printre sezoanele estivale, pentru că această autostradă are un specific. Iarna stă aproape goală, iar vara depășește capacitatea pentru care a fost ea proiectată. Ea a fost proiectată la 15.000 de autovehicule pe an și sunt zile în care se ajunge la 60.000. Cândva prin 2022 o să circulăm... 2021. Apropo de zile record, vara, cam câți fraieri trecem pe autostradă dus spre mare? Aproximativ, că nu pot să-mi dau. Anul trecut de Sfânta Maria au fost aproape 55.000 de autovehicule dus întors. Sfânta Maria, în cea mai aglomerată zi din sezonul estival. Am văzut și la Observator. Pe final vreau să spui un lucru simplu, Alin, pentru că circulă acest zvon. Cineva a venit cu ideea să scoatem taxa de pod, măcar pe perioada verii, ca să nu se mai facă niciun fel de cozi. Eu, pentru că privesc mai vestic lucrurile, mie îmi place să plătesc pentru ceva ce primesc, dacă și primesc, și aș vrea să-mi spui dacă e în picioare această teorie. A fost o idee a unui parlamentar, o idee generoasă, să nu spun altfel, dar ea nu este aplicabilă pentru că vă dați seama că acei bani sunt folosiți pentru întreținerea rețelei rutiere. Dar dacă găsim soluții, de exemplu, să ne dea chinezii sau nemții bani, scoatem toate taxele din România. Am înțeles. Mi-ai dat o cifră foarte interesantă. Cam cât costă să dezăpezim autostrada? Anul trecut ne-a costat 350 de milioane de lei, iar anul acesta estimativul este de 400 de milioane de lei, din 900 de milioane de lei pe care i-are la dispoziție anual CNAIR-ul pentru întrețineri și reparații. Dar la autostrada toate drumurile? Toate drumurile. Deci 400 de milioane ne costă să dezăpezim. Aproape jumătate costă dezăpezim. Mulțumim, mai multe detalii pe observator.tv. Cristi a venit cu ideea asta.